sunteți în continuare pentru reluarea dialogului cu PCRM. A fost lansată deja o invitație din partea Alianței. Cum va fi reluat acest dialog? Se va lansa încă o invitație sau așteptați răspuns la invitația veche? Pe partea tehnică vom discuta împreună cu colegii în cadrul Alianței. Cert este faptul că situația rămâne neschimbată. Un asemenea dialog se impune din momentul în care dorim să depășim plenar și complex criza politică. Acest lucru se referă și la structurile parlamentare, acest lucru se referă la instituirea guvernului. În egală măsură, această idee se referă și la alegerile prezidențiale, care vor permite să evităm alegeri anticipate în țară, de care, de fapt, întreaga societate nu are nevoie. Deci, partea tehnică o discutăm, dar reconfirm încă o dată opinia noastră comună, cu natarea dialog se impune, în modul în care avem nevoie de a discuta acele principii pe care s-ar baza, inclusiv și votul reprezentanților PCRM-ului la aceste alegeri.